Trei evrei demonstrează puterea lui Dumnezeu. În Daniel, capitolul 3, cu versetele 28, găsim scris: Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: Binecuvântat să fie Dumnezeului Shadrach, Meșach și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Puterea și maestatea lui Dumnezeu au fost demonstrate înaintea acelei mari mulțimi de oameni prin minunata lor salvare. Iisus li s-a alăturat în cuptorul de foc și prin slava prezenței sale l-a convins pe mândrul împărat al Babilonului că nu putea fi vorba de altcineva decât de Fiul lui Dumnezeu. Lumina cerului fusese răspândită de Daniel și de tovarășii lui până când cei din jurul lor au înțeles credința care le înnobila viața și care le înfrumuseța caracterul. Prin salvarea slujitorilor săi credincioși, Domnul declară că va fi de partea celor asupriți și că va birui puterile pământești care și-ar dori să desconsidere autoritatea Dumnezeului cerului. Ce lecție primesc aici cei care sunt fricoși, șovăitori și lași când vine vorba de cauza lui Dumnezeu? Ce încurajare primesc cei care nu vor renunța să își îndeplinească datoria din cauza amenințărilor sau a pericolelor. Aceste persoane credincioase și statornice sunt o întruchipare a sfințirii, deși nu se gândesc să pretindă această mare onoare. Binele care poate fi realizat de creștini oarecum necunoscuți, dar consacrați, nu va putea fi estimat până când va fi deschisă cartea vieții și până când nu se va ține judecata și se vor deschide cărțile. Hristos se identifică bucuros cu acești oameni. Nu este rușine să-i numească frații lui. Acolo unde este unul singur, ar trebui să existe sute de oameni atât de legați de Dumnezeu, care să aducă o viață într-o supunere atât de strict față de voința sa, încât să fie lumini strălucitoare, sfințite în întregime, în suflet, trup și duh. Lupta dintre fiii luminii și cei ai întunericului continuă. Cei care poartă numele lui Hristos ar trebui să se trezească din letargia care le slăbește eforturile și să împlinească responsabilitățile de seamă ce le revin. Toți cei ce fac acest lucru se pot aștepta ca puterea lui Dumnezeu să fie descoperită în ei. Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul lumii, va fi reprezentat prin cuvintele și faptele lor, iar numele lui Dumnezeu va fi glorificat. La fel ca în zilele lui Shadrach, Meșach și Abednego și în zilele de pe urmă ale istoriei acestui pământ, Domnul va lucra cu putere pentru cei care vor rămâne neclintiți de partea adevărului. Cel care i-a însoțit pe tinerii evrei în cuptorul de foc va fi alături de urmașii săi oriunde s-ar afla ei. Aleșii săi vor rămâne neclintiți. O, Părinte Ceresc, îți mulțumesc pentru această asigurare. Îți mulțumesc că Tu te îngrijești de mine personal. Îți mulțumesc că și astăzi sunt biruitor prin Tine, pentru că știu că nu mă lași singur. Fii slăvit și lăudat. Amin. Amin.